marcatura două goluri la campionatul european din Franța 2016, Bogdan Stancu este fotbalistul descoperit de antrenorul Mihăiță Ivanovski și a adus la echipa de juniori a clubului Fotbal Club Argeș. Atacantul, născut pe 28 iunie 1979, a trecut pe la CS Mioveni și Unirea Urziceni pentru ca între 2008 și 2011 să fie componentul echipei Fotbal Club Steaua București. Alături de roșialbaștri, Stancu a susținut 72 de meciuri în care a marcat 32 de goluri, parte dintre ele cele mai frumoase din cariera fotbalistului argeșan. Petre Marin pasează, Surdu accelerează, debordează pe partea stângă, centrare și venit din spate, din plonjon, Bogdan Stancu marchează un gol de toată frumusețea. Bravo Steaua, bravo tinerii jucători, bravo Bergurii. Din sezonul 2011-2012, Stancu, unul dintre cei mai prolifici atacanți români, optează pentru a juca în Turcia, mai întâi la Orduspor, apoi la Galatasaray. Până în 2013, inclusiv, fotbalistul român a adunat în campionatul turcesc un număr de 160 de partide în care a marcat aproape 60 de goluri. Alături de tricolori, în Franța, Bogdan Stancu a marcat două goluri, ambele din lovituri de la 11 metri, iar dacă România ar fi ajuns în optim, șansele românului de a mai fi marcat sporeau. Totuși, dacă atacantul român nu și-a stins setea de a mai marca, campionatul din Turcia îi oferă șansa de a-și potoli această senzație.